Pacientul 2.0. Pacientul 2.0 este o platformă care își propune să facă educație medicală pe limba pacienților, cu informații exclusiv validate medical, să învețe oamenii cum să își aleagă sursele de informare și să îi unească în comunități. Podcast susținut de Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România. Bună și bine ați revenit la podcastul nostru despre depresie. Eu sunt Laura Ivancioiu, iar astăzi vorbim despre soluții, terapie, tratamente, altele mai creative, vorba Gretei, orice nu mai să funcționeze. Dar ca să putem să tratăm, trebuie să recunoaștem că avem o problemă. Ăsta este primul pas. Sau, dacă l-ascultăm pe psihologul Mugurciu Măgeanu, primul pas este la momentul T-1, este chiar înainte de a da ochii cu depresia. Cred că unul din lucrurile pe care putem să reținem înainte de a ni se întâmpla un asemenea episod este că trebuie să ne luăm fiecare dintre noi angajamentul că atunci când o să fim foarte, foarte, foarte jos la fundul sacului, să fim dispuși să vorbim măcar cu una din persoanele importante din viața noastră, să spunem ce se întâmplă, să dăm în cuvinte măsura devastării interioare și cred că doar atunci poate porni ideea de ajutor. Deci ne facem o promisiune dinainte, iar dacă vine momentul întâlnirii cu negrul, vorba Gretei, facem ce spune Andreea Raicu. În primul rând să înțeleagă ce se întâmplă cu ei și să accepte faptul că depresia e o boală care trebuie tratată cu răbdare, cu dragoste și cu foarte multă grijă. Și că ea nu se tratează, ai luat un tiramidon și a trecut. Depresia are nevoie de foarte mult timp și are, cum spuneam, de foarte multă atenție și de ajutor specializat. Și ce spune Andreea Marin? Primul sfat, ca om ce a trecut prin depresie, pentru cineva ce bănuiește că e posibil să aibă așa ceva, este să apeleze la un specialist. Nu e suficient să ai lângă tine un partener care să te înțeleagă, nu e suficient să ai prieteni care să te facă să râzi, să te scoată în oraș, nu e suficient să ai un job bine plătit și să te simți bine la locul de muncă, pentru că odată instalată, depresia practic îți înnegurează sufletul. Pune stăpânire pe sufletul tău, pe mintea ta și atunci totul se transformă în ceva spre negru. Spune Elena Lasconi. Mai mult, Andreea Raicu zice că foarte tare este că atunci când ești în depresie și ești atât de jos, e foarte greu să fii cu oameni care sunt fericiți. Pentru că fericirea lor îți reflectă și mai multă nefericire de la tine. Așa că cel mai important mesaj, după cum spune și psihiatrul Mihai Bran, ar fi acela să caute ajutorul și atunci când le este oferit să-l accepte. Fie că e vorba, nu știu, de un consult la medicul psihiatru, fie că e vorba de începerea unei psihoterapii, să facă acest pas cât mai repede, pentru că cu cât vor merge mai repede către un specialist, cu atât lucrurile vor intra mai repede în normal. Aș vrea însă să revenim la Greta Goran, personajul nostru principal din episoadele anterioare, pentru că avem de învățat din experiența ei cu terapeuții. Zici că faci terapie de 20 de ani. Da, de la 14 ani am început. Am făcut terapie apoi și la București, când eram în liceu, veneam aici la un terapeut. Apoi de când am ajuns la facultate, mi-am tot căutat prin recomandări, prin că atunci era așa și internetul oricum, era și atunci era oricum o rușine. Deci dacă ar fi știut colegii mei de liceu că fac terapie, deci aș fi fost nu devastată. Deci numai nebunii se duc la terapie. Normal, da. Și am început pe aici, am schimbat foarte, foarte, foarte mulți. Cu unii am avut chimie, cu unii nu. Dar, again, ca să știi cu cine ai chimie și cu cine n-ai chimie, trebuie să te duci mai multe ori și să te prinzi tu, să treci prin filtrul tău, să vezi dacă ai momente de aha-uri, dacă chiar îți iei ceva de acolo sau e doar un necunoscut care te ascultă. E foarte greu, oricum și asta, adică e foarte greu să știi care terapeut e bun și care nu e bun. Și acum sunt atât de recunoscătoare, chiar mă duc la viitoare cu un buchet de flori, cu bomboane, cu că cel mai bine din lume mi-a făcut ultima mea terapeută, la care la fel am zis, hai să mai încerc o dată, că mi-a recomandat o prietenă, era destul de aplicată pe depresie și pe ce am eu, și mi-a plăcut foarte, foarte mult la ea două lucruri. Unu, că mi-a zis, ok, uite cum lucrez eu, fac echipă cu psihiatrul la care te duci tu. Odată pe lună o să vreau să vorbesc cu el la telefon, pe WhatsApp, pentru că poveștile pot fi diferite. Asta a fost primul lucru care mi-a plăcut la psihologa mea. Și al doilea e că a fost prima care mi-a zis că terapia cu mine, la un moment dat, se va încheia, Greta.
nu există să faci terapie toată viața. Nu există. Și eram pe cum? Deci toți terapeuții zic, o să ai probleme și emoții și așa și te întorci și constant. Și atunci când crezi tu că ești bine, vină la terapie, că mai vorbim, mai discoase. Am sunat-o pe Daniela Simache, psihologa Gretei, și mi-a plăcut că la un moment dat a spus asta. Sunt depresii care se tratează cu psihoterapie, sunt depresii care se tratează cu psihoterapie și cu psihiatrie. Poate că o să ziceți că așa. Și ce mare chestie a spus. Numai că mie mi se pare că aici e cheia. Cam toți știm că depresia se tratează cu terapie și când e cazul cu medicamente. Numai că atunci când vine momentul, rar ajungem la psiholog și foarte rar la psihiatru. De teamă că ne crede lumea nebuni, de teamă de pastile, de teamă de dependență, de teamă de necunoscut, de fapt. Așa că l-am întrebat pe psihiatrul Mihai Bran ce se întâmplă, de fapt, în cabinetul lui. În principiu face același lucru. Ok, dacă te duci într-un cabinet de psihiatrie, într-un care se contract cu casa, ai niște limitări de timp și atunci trebuie să te limitezi undeva la 30 de minute în care psihiatrul ar trebui să afle suficiente informații astfel încât să-ți poată pune un diagnostic corect și să-ți prescrie un tratament sau să-ți dea o recomandare. Nu întotdeauna vizita la psihiatru se termină cu o rețetă. Se poate termina și cu, nu știu, o recomandare de schimbarea modului de viață, de o repoziționare față de anumite evenimente sau cu o recomandare de a merge către un psiholog, către un psihoterapeut și a începe un proces terapeutic. Lumea vede cumva mersul ăsta la psihiatru, clar, psihiatru, medic, tratament sedat și efecte secundare, dependențe și alte lucruri. Nu ar trebui să se întâmple așa. Cu psihiatru te duci, stai de vorbă. În momentul de față, sunt foarte puține investigații pe care noi le putem face pentru a pune un diagnostic și de aceea evaluarea pacientului constă în acest interviu, în această anamneză, încercăm să aflăm cât mai multe lucruri, ne folosim de niște criterii pentru a putea pune diagnosticele. E tot o discuție, deci oamenii nu ar trebui să se sperie, nu facem injecții, nu punem perfuzii, nu tăiem, nu. E o discuție, la sfârșitul ei încercăm să ne dăm seama și să punem un diagnostic dacă e cazul și să facem o recomandare. Adică ar trebui să fie o chestie foarte naturală și nu, să nu împiedice pe nimeni să meargă la un psihiatru. Această teamă de a merge la psihiatru că o să primești tratament și tratamentul ăla nu e bun, că nu o să vrei să iei pastile. Dar de ce nu vrea lumea să ia pastile? Adică dacă iei pastile că te doare capul, de ce nu iei pastile că te doare sufletul? Cred că e o problemă de educație, că așa am fost educați și nu ni s-a explicat suficient și poate ar fi cazul, nu știu, ca în școli să se discute chestiile astea. Să învățăm că mersul la psihiatru și tratamentul pentru problemele de sănătate mentale sunt chestii absolut normale. Cum tratezi durerea de cap, cum tratezi, nu știu, o gastrită, o răceală, așa poți să tratezi și un episod depresiv sau o stare de anxietate, un atac de panică, o insomnie. Ideea cu școala revine și într-un articol de pe blogul Gretei. Depresia e o boală și ea trebuie tratată ca atare, studiată în școală de când ești mic, că poate Ana are depresie, nu doar mere. Are nevoie de medicație, în primul rând. Poate are nevoie și de un tratament al ei cu oale de ciorbă de la bunica și îmbrățișări pe saloane. Cu scoici la urechi în care auzi marea, cu griji cu lapte și roșii cu ceapă, cu pastile, cu flacoane, cu injecții, cu transfuzii, cu labrador, cu urechi mari. Whatever orcs, whatever. Greta nu s-a ferit să ia medicamente, ba chiar? Am schimbat tratamente de draci, m-au găsit. Dracii aia mari. Adică ajunsesem și cu 14-15 pastile pe zi, tot crescând doze și tot în dimineață, prânz, seara, pentru fiecare alte lucruri. Și acum am problema asta, că pur și simplu mi se obișnuiește creierul cu o anumită doză, sunt ok, funcțională, și apoi, uite, 4, 5, 6, un an, nu mai sunt ok, soluția este, hai să, până schimbăm tratamentul complet, hai să mai mărim doza, mai mărim doza, și ajung să mărești doza până ei foarte multe pastile, iar eu fiind foarte creativă și îmi place foarte mult să scriu și să amint, am mereu așa activă, imediat simțeam când era mult prea mult. Hopa, vreau să verific informația asta cu Mihai Bran. Creativitatea sau, în fine, putința de a face lucruri îți este afectată de boala în sine, de depresie, când nu te mai poți concentra, când nu mai ești la fel de creativ, când îți este afectată cogniția, da? Deci nu mai gândești la fel de bine, nu mai ai aceeași memorie. Boala afectează, nu tratamentul. Tratamentul, în cazul unui episod depresiv, constă în antidepresive. Antidepresivele nu sedează, nu reduc capacitatea cognitivă,
Ok, pot să aibă anumite efecte secundare, nu știu, pot să dea ușoare creșteri în greutate, în primele zile poți să fii un pic mai amețit, poți să ai dureri de cap, poți să ai, nu știu, tulburări de tranzit intestinal, dar cam atât. Efectele secundare dispar după câteva zile, efectul se instalează undeva după 2-3 săptămâni, poate chiar și o lună, dar te vei simți bine și vei redeveni funcțional și lucrurile vor intra într-un normal. Ceea ce a făcut și Greta. Eu sunt depresivă și sub medicație. Am mai zis asta. De câteva săptămâni am redus pastilele foarte mult pentru că m-am simțit zmeu și mi se părea că I got this shit. I didn't. M-a lovit de n-am mai știut iar de mine. Când e ceva chimic dereglat, nu se tratează cu discursuri motivaționale și meditație. Ajută, dar nu vindecă. Așa cum nici pneumonia nu se tratează cu lămâi și ceai de tei. Ajută, dar nu vindecă. Nu există o limitare ca și, nu știu, perioadă maximă în care să iei un tratament antidepresiv. Există doar o limitare și ghidurile recomandă ca tratamentul antidepresiv în cazul unui episod să fie de minim 6 luni. Nu se specifică nicăieri cât ar trebui să iei maxim. La fel, din practica mea, din experiență, eu recomand undeva între 6 luni și un an. Dacă, nu știu, la un an lucrurile au intrat în normal, simptomatologia a dispărut, persoana respectivă e perfect funcțională, nu mai are rost să continui tratamentul. Uneori, parcursul unui pacient și așa greu încercat de boală mai este provocat și de unele disfuncționalități. Insuficienta pregătirea medicilor de familie în a recunoaște depresia ar fi una. Medici de familie, zicea Mugur Ciumăgeanu la un moment dat, văd mai multe debuturi de depresie decât psihiatrii și psihologii la un loc și e foarte posibil să rateze un diagnostic corect dacă pacientul vine cu simptome precum insomnie, constipație, ceva durere de cap și o stare proastă, o lipsă de chef. Apoi, o altă disfuncționalitate ar fi că nu mereu găsești din prima terapeutul potrivit. Greta spunea că a încercat câteva zeci de terapeuți. Andreea Raicu spune și ea. În primul rând să nu-ți fie rușine să spui, mai ales când ești la terapie, dacă nu rezonezi cu psihoterapeutul, să nu-ți fie rușine să spui ne oprim aici, dacă nu simți că se întâmplă nimic. Iar în ceea ce privește psihiatrul sau și psihologul și psihiatru, pentru mine a fost foarte important să știu cine sunt oamenii respectivi și să aibă niște recomandări foarte puternice. O a treia disfuncționalitate este neîncrederea psihologilor în tratamentul medicamentos prescris de psihiatri și neîncrederea psihiatrilor în terapia făcută de psihologi. Vă amintiți că Greta abia recent a dat de Daniela Simache, care i-a spus că felul ei de a lucra este în colaborare cu psihiatrul. Am întrebat-o pe Daniela cum se explică asta și mi-a răspuns modest. În protocoalele terapeutice și în cărți de câteva decenii încoace se vorbește despre echipele interdisciplinare. La fel, Mugur Ciumăgeanu spune: eu sper ca colegii mei psihiatri să țină legătura cu psihologii, ceea ce nu fac de obicei foarte mult. În principal, cele două profesii, cel puțin la noi, încă sunt relativ divorțate. Psihiatrii sunt pe ale lor, medicamentele, mare parte dintre ele, sunt destul de accesibile și își fac treaba relativ bine și de multe ori psihiatrii nu recomandă psihoterapie suplimentară. Nici sistemul nu ne permite, iar psihoterapia este o resursă destul de rară pentru sistem și pentru pacienți, mai ales că psihoterapia nu este decontată prin niciun fel de sistem de asigurări. Vai, cum ar fi să fie decontată! Mi se pare însă că am trecut prea ușor peste un mesaj foarte, foarte important și vreau să insist asupra lui, să-l repetăm ca pe o mantră sau ca pe tatăl nostru, dacă vă sună mai bine. Depresia nu este o vină, nu este o rușine și nu este o stare de nebunie. O las pe Elena Lasconi, că prea spune cu foc. E important, asta vreau să subliniez eu foarte tare și asta mi-aș dori să înțeleagă fiecare dintre persoanele care suferă de depresie sau persoanele care sunt în apropierea celor care suferă de depresie, că ajutorul la psiholog, la psihoterapeut, nu înseamnă că persoana respectivă este nebună. Pentru că există această idee preconcepută în societatea românească că dacă te duci la psiholog sau la psihoterapeut, ești nebun. Nici de departe nu este vorba despre asta. E foarte important să vorbești cu cineva care știe care sunt mecanismele depresiei, știe cum să te aducă în situația în care tu să-ți dai anumite răspunsuri. Și credeți-mă, este foarte, foarte important. Nu e o rușine. Nu trebuie să te consideri stigmatizat
pentru că ești depresiv. Depresia e peste tot în societatea românească. Este la profesorul, la profesoara, la profesorul care îți învață copilul. Este la persoane care sunt în Parlamentul României, în guvern, oameni care iau decizii pentru noi. S-ar putea să fie la persoane care ar putea să lucreze în turul de control de la aviație sau, de ce nu, în rândul piloților, deci persoane care au o foarte mare răspundere în spate. Și tocmai din acest motiv este foarte important să vorbim despre asta. Ai senzația că e ceva neregulă cu tine, spune Andreea Raicu, și că ești singurul care trăiește această dramă și e o rușine foarte mare, și atunci rușinea te face să te izolezi, te face să nu mai vrei să vorbești cu nimeni, nu vrei să nu-ți vadă nimeni lucru care e neregulă cu tine. Nu e o rușine să vorbești despre asta și este extrem de important, pentru că, nu știu, cu cât o ascunzi mai mult, cu atâtea te afunzi mai mult în ea. Ba, chiar mai mult decât atât, Mugur Ciumăgeanu zice: e bine să fim cât mai mulți cei care recunoaștem că am fost aici, că am trecut prin aceste lucruri. Și da, un mesaj foarte simplu: nu e nimic rușinos în a fi trist și a fi descurajat. Sper că ne-am lămurit cu rușinea și cu vina. Aș vrea acum să aflu ce altceva mai ajută în afară de terapie și tratamente, pe care eu una le-aș trece pe primul loc. Mugur zice: mișcarea, lumina. Sunt două lucruri care cumva sunt validate că ajută și care sunt folosite ca terapii adjuvante. Este ceea ce se numește marșoterapia sau terapia prin mers. Și acum, apropo de aplicațiile acestea pe telefon cu 10.000 de pași, 15.000 de pași, 10.000 de pași pot să ajute la depresie. Expunerea la lumină și uneori lumina de anumite lungimi de undă poate să ducă la o reechilibrare a ceea ce înseamnă dinamica și chimia cerebrală. Dar dacă este să mergem acum pe lucruri mai ample, ceea ce ajută la depresie cu siguranță este sentimentul de coeziune comunitară, prietenii, echitatea socială. Există studii care leagă foarte mult națiunile unde există inegalități sociale marcate și le leagă de prezența supranumerarea episoadelor depresive. Deci mult dincolo de medicamente sau psihoterapie, lucrurile care se întâmplă în jurul omului, contextul și predictibilitatea contextului, siguranța, egalitatea, politicile pot să ajute la, să zicem, remisie, sau pot să ajute la revenirea dintr-un episod depresiv. Și iubirea. Pe Noami Dinescu ajută să plângă. Am învățat să-mi spun tot timpul: e ok să plângi, nu e nicio dramă dacă plângi. Ok, plângi și liniștește-te și hai să vedem ce face. Și să se îmbărbăteze singură. Mi-am luat niște sarcini, mi-am pus niște lucruri de făcut, în așa fel încât să trasez o graniță între mine și depresie. Iar eu îmi imaginez așa, ca pe persoană, mai vine și acum din când în când și zice: știi că tu ești a nimănui, de fapt. Știi că orice ai face n-are importanță. Știi că tot acolo ajungi. Diferența între mine, cea de azi și cea de acum 30 de ani, este că acum îi spun: știi ceva, du-te de aici. Du-te și lasă-mă. Te-am tolerat destul în viața mea. Poți să stai pe aici, dar nu te mai băga în treaba mea. Lasă-mă în pace. Lasă-mă. Și mi-au câinele și merg la timbare, mă duc la sală, mă apuc și scriu. Unele le public, unele nu, pentru că unele dor atât de tare încât ar cădea povară pe umerii oamenilor care mă știu. Dar eu le scot, eu nu le las să zac acolo în mine. Pe Greta a ajutat-o fotbalul. Ei bine, da, fotbalul. M-a salvat un pic așa, de m-a scos în lume faptul că am copilărit la țară cu bunicul nostru care ne-a învățat fotbal și să iubim fotbalul. Și din liceu am început să mă duc constant la București, să vin la București, la meciurile de fotbal ale Rapidului. Și tata la prima oară nu s-a ținut de promisiune și ne-am supărat foarte tare, că aveam 14-15 ani, ne-am supărat foarte tare, ne-am dus în garaj, că știam că cel mai mult tata iubește mașina, Dacia lui. Și ne-am dus în garaj și
Am încercat noi cu o șurubelniță, cu un cuțit, cu o bâtă, să-i spargem parbrizul. I-am spart parbrizul și încercam să-i desumflăm și roțile. Bine, nu cu un cuțitaj de bucătărie n-am reușit, dar am făcut, i-am zis și i-am spus înainte, dacă nu ne duci la meci și nu-ți ții promisiune, îți devastă mașina. Noi nu voiam să mergem oriunde, trebuia să stăm în mijlocul galeriei, acolo, lângă tobe. Și îți dai seama, două adolescente singure la București, venea tata... În galeria Rapidului. Da, cum? Exact. Venea tata cu încă doi prieteni ăia, nici cu microbiș, nici fotbal, nici... Se înjura pe lângă noi, noi eram acolo în extaz. În fine, și asta a fost, Rapidul chiar m-a salvat, pentru că era singurul pretext al lunii sau al săptămânii să știu că vine sâmbătă și plecăm la București, mă duc la meci. În rest, nu mă interesa, nu... Mai aveam un coleg îndrăgostit de mine, a fost îndrăgostit de mine 4 ani de zile și nu-l vedeam, nu știam. Drumurile astea repetate de la Alexandria la București mi-aduc aminte de o altă discuție pe care am avut-o cu Greta. E o boală scumpă, depresia? Băi, da, e o boală foarte scumpă. În sensul că zici că terapie 20 de ani, medicamente 8 ani, în plus sportul care costă și el dacă te duci la sală de 6 ori pe săptămână. Sportul, meditație, podcasturi, plus că acum sunt workshop-uri de meditație, că tu oricum trebuie să înveți să... Dar e o boală foarte scumpă și eu am și scris despre asta la un moment dat, că eu sunt printre norocoșii cu toate ghilimelele mari de rigoare, care suferă de, i-am zis eu, depresia de bulă. Că eu măcar văd pe Facebook niște citate și citez despre depresie, că eu măcar îmi permit luxul să mănânc 2 luni de zile doar banane și pepene galben iarna, că am Netflix și mai văd documentare, că am o prietenă așa tatuat și mișto cu care pot să vorbesc despre, că mă duc la teatru, că îmi permit terapia, care este foarte scumpă, adică este o depresie de bulă și sunt norocoasă că sunt în bula, dacă să zic așa, și îmi permit să o am, ca să zic cu toată ironia și subtilitățile de rigoare. Pentru că în țară e devastator ce se întâmplă, adică dai seama câți oameni nici măcar nu îndrăznesc să dea ei 2 milioane pe o ședință să vorbească cu un străin necunoscut. Pastilele la fel, unde naiba, și nu mai zic oamenii din provincie sau din sate. Ea n-au nici de-asta clinică, un dispensar, cum se numește, n-au acolo. Adică nu este meditație. Doamne, cu 4 milioane pe 2 săptămâni, pe lună, să zicem așa, la provincie, pe cu 4 milioane îl crești pe la mic cu o lună de zile și haine și cărți și mâncare. În România, numărul persoanelor care suferă de depresie a crescut de la 1,5% în 2014 la 5% în 2017, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică. Date mai recente nu există. În realitate, sunt foarte multe alte persoane nediagnosticate încă și motivul este simplu. Depresia este privită în majoritatea situațiilor ca un moft sau ca o perioadă de tristețe care va trece. Dar depresia este o afecțiune reală și trebuie tratată cu terapie și, când e cazul, cu medicamente. Podcastul acesta face parte din campania Depresie nu impresie, a Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România. O altă componentă a acestei campanii este grupul de Facebook Prieteni cu Depresie, creat special pentru prietenii și rudele celor care suferă de depresie. Dacă sunteți în căutarea de sfaturi, căutați-l și intrați în el. Eu sunt Laura Ivancioiu, vă mulțumesc că ne-ați ascultat, ne auzim iar la următorul episod, care va fi și ultimul din această miniserie. Podcast susținut de Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România. Pacientul 2.0